Da, păi ne descurcăm, că doar în România orice se poate. Dacă nu-i cafea de pe buymeacoffee.com/Nicu Bendea, unde vă aștept cafeaua voastră, am rugat-o pe soacră. Fă, soacră, o cafea. O scosea de pe borcănașele cu filet și ceva au ieșit. Cana importantă. Cana cu inoroși, Doamne ajută-vă, bună dimineața! Am cam văzut că v-ați cam uitat, vorba Ardeleanului, cam v-ați uitat la clipul făcut ieri, alături de Radu Lărgeanu și Mircea, bravo ăla cu alegerile. Ce ziceți, ce votăm duminică? Un lipitor, un clipitor sau un sclipitor? Greu de spus și greu de ales, că, vedeți, pui ștampila și după aia apare Sibiu, iese Sibiu-ul la suprafață. Oricum e gata campania, diaspora are 2 zile de vot, așa că politicienii noștri s-au calmat. Acum tema principală este cea a vaccinului, da? Seringuța la Romexpo, centru de vaccinare la Romexpo în România. Ești nebun? Până acum erau târguri agrare, târguri auto, acum o să fie târg de seringi. Te duci acolo și îți alegi tu de la diversi producători cu ce seringă să-ți facă, ce dezinfectant să folosească și mai ales ce asistentă să-ți facă. O temă delicată asta a vaccinului. Asta acum iese după ce am fost în izolare, în carantinare, acum intrăm în vaccinare sau vaccinare, mă rog. O temă delicată. Românii nu sunt pregătiți pentru așa ceva. În plus nici n-avem dozele venite încă. Americanii par mai deschiși. Uite, fostul președinte Bill Clinton a zis că s-ar vaccina public, să se vadă în public cum stă el cu brațul și... Au zis că dacă de celălalt, la celălalt capăt al seringii s-ar afla Monica Lewinsky, ar fi mult mai bine. Păi da, se vede că s-a terminat campania electorală. Alaltă, știți că s-a inaugurat o porțiune dintr-un drum, centura Bacăului, știți? Deja se surpă. Se vede că e gata campania electorală. Când e campania electorală, tăte stau la suprafață. Cum s-o termina campania? Acum, pac! Putem noi să facem ceva bine în țara asta? Vorbeam ieri de spitalul din Reșița și cineva îmi scria la comentarii, păi numai spitalul din Reșița e spitalul groazei, așa l-am denumit eu în titlu. Păi nu zic, adică zic, știți și dumneavoastră. Numai să n-ai nevoie de spitale. De exemplu, în dita mai Sibiu, municipiu care l-a dat pe președintele nostru pentru 2 ori, de 2 ori, în Sibiu pacienții care nu erau așa gravi erau tratați în chioșcul din curtea spitalului. Era un fast food acolo, în vremurile bune, mâncau șaorme, și hamburgeri pacienții. Și triajul se făcea în chioșcul ăla acum, în șaormerie, mă, în dita mai Sibiu. Și cum întreba pacientul, zice, și medicamentele astea cum le iau? Cu de toate. Dar bine, bine, le iau aici, nu, la mână sau la pachet. Le luați la pachet și le... Da, da, asta e țara noastră, noi nu stăm în... Firea zice că 35% o să iasă PSD-ul, așa ce firea, cu 35% o să iasă PSD-ul. Bă, să nu faci nimic, să stai în opoziție, dar chiar nimic să nu faci, numai să critici așa, să chibițezi, ca și când ai mâncat semințe, să stai pe margine și să fii pe primul loc în opțiunile electoratului. Nu știu ce să zic. Oricum, firea o zis chestia asta la nervi. Că odată Nicușor, Dan Pănași s-a afară din primărie. O angajase firea și pe sărmana Nășiță. Bă, câteva mii de lei, nu? Că la nenaș trebuie să te lași, o dat-o afară acum, nu? Ce face? O duce în voluntari, o duce la pandele, o duce... Că nu-i vedetă. Nu-i vedetă, cum a zis Ion Cristoiu. Ion Cristoiu a fost invitat la emisiunea, în emisiunea Denise Rifai și a spus că el, sincer, deci, să precizăm lucrurile, deci, să spunem, sincer, deci, eu n-am vrut să devin ziarist, deci am dorit să ajung vedetă. Și apoi vedetă a ajuns. Vedetă a ajuns, că pe toate canalele de YouTube îi... Eu nu știu omul ăsta, din 24 de ore, 25 de ore, să filmează. Când nu e invitat în emisiune, când nu intră în direct, când să filmează pe el. Asta înseamnă să ajungi vedetă. Vai de noi, cafea, buymeacoffee.com/Nicu Bendea. Aveți vreme acum, weekendul ăsta cu Sfântul Nicolae, să mă cadorisiți, mulțumesc că anticipe. Tot în diaspora mi speranța, ultima cafea de la Părintele Edi, de la Londra. Poate trimite cineva și din Belgia, din diaspora noastră dragă, din Belgia. Belgenii ce-au zis de Crăciun? Zice, puteți să faceți o petrecere mică cu câțiva musafiri apropiați, dar Numai un musafir poate să folosească toaleta. Deci sunt membrii familiei, ei folosesc Buda și unul din, să zicem că 5 musafiri, dar numai unul se duce la Buda. Ăla miros în Belgia a doua zi de Crăciun. Vă dați seama că ea 4 caută ghiveciurile, caută florile, caută ce să facă. Te duci de Crăciun, nu e așa, cu cadouri, mănânci bine, bei bine. Bine, în Belgia nu mănânci așa de bine, dar bei. Și trag la sort sau cum? Bă, cum e asta? Unul din musafiri, numai unul are voie să folosească toaleta familiei și restul vin cu pampers. Trag la sorți, cine are bățul scurt, ăla merge, sau bățul mai lung, depinde de dotări. Bă, belgenii ăștia sunt scuidei. Na, ce gătiți în weekend? Ceva special sau Aveți grijă mare, că un tom model așa și-o omorâ bărbatul. Că bărbatul ce-o făcut? O venit acasă cu o altă femeie. Acum, vezi, totuși, că ai nevastă tom model, mai poți să dai cu geana până alte curți. O venit acasă cu o altă femeie. Și tom modela asta nu zis nimic, până când o zis soțul, zice, bună, dragă, ia, fă-ne ceva de mâncare. Atunci tom modela s-a enervat, o luat un cuțit de bucătărie, dar nu cred că de la mic de curăța cartofi, nu, semisatâr, și l-a înjunghiat un pic pe soț. Vedeți? În loc să comanzi prin Glovo, în loc să comanzi prin... Bună dimineața! Bună, deja e ziua, la unii zi. În loc să comanzi prin Glovo, nu? Venea soțul cu amanta acasă, da? Dar zicea, uite, iubito, că am comandat de la nu știu ce burger, tu nu mai găti, suportă-ne. Că de-aia s-a enervat o modelă, zice, bă, am înțeles că o veni cu gagică sa acasă, dar să le fac și de mâncare, după aia să le spăl și vasele, după aia să facă mutre că nu le-am gătit bine. Depinde ce gătim, vorba lui nea Țiriac. Țiriac a spus că tot respectul pentru foie gras, caviar, dar el rămâne undeva pe la sarmale, mici și cozonac. Ce înseamnă? Numărul 1 pe bogăție în România, domnul Țiriac iubește cozonacul, nu cu mac, cu diamante. În loc de rahat în cozonac, diamante măcar cât o alună. Și micii din carne de antilopă. Da, nu, dacă poate nea Țiriac. Ce să facem? Râdem, glumim, dar mai spunem și lucruri serioase, dacă nu triste. Ieri, în timp ce filmam, primesc un mesaj, zice, ai auzit, de la colegul meu, Cosmin Todea, care e conferențiar doctor la Facultatea de Inginerie la Poli, primesc un mesaj, zice, ai auzit, n-am auzit, ce? A murit doamna profesoară Gabriela Cor, am rămas așa, tânără. Nu era nici un semnal că s-ar putea întâmpla așa ceva. Și după aia am căutat, într-adevăr, a murit, Dumnezeu să ierte, să fie iertat. Uite, se duc pe tăcute așa niște oameni grozavi, niște oameni grozavi. Pentru multă lume nu înseamnă nimic numele ăsta. Pentru noi care am terminat facultatea de matematică, noi am terminat o facultate serioasă, nu că ăștia care au fost șomeri până la 37 de ani și acum conduc partide. O femeie extraordinară din punct de vedere al calității umane, în primul rând, al pregătirii, nu mai zic, cercetător, cu rezultate remarcabile în analiza complexă. Era asistenta domnului Petru Mocanu, care era academician. Bă, eu am făcut cu academicie în școală, se vede, nu? Și examenul la analiză complexă a fost o veselie, a fost o relaxare, nu era crispare, știam materia, era ok. Și uite că am aflat că s-a dus, Dumnezeu să o ierte. Da, să fim și noi sănătoși și optimiști. Optimiști cum e sacra. Sacra mea e optimistă acum, deși CFR-ul a scos mă un 0-0. Dacă bat în Elveția, merg în primăvara europeană. Așa că weekendul ăsta suntem optimiști alături de sacra. Mai ales că duminică e Sfântul Nicolae și poate dă și ceva la ginerele ei. Miculaș, când se enervează îmi zice Michițo, când nu-i place de mine îmi zice Muchițo. Așadar, să ne relaxăm, să ne liniștim, mai facem 2-3 cumpărături și duminică la vot. Mergem la vot, ne gândim până atunci, prea multe opțiuni nu sunt, prea multe alternative, dar de mers trebuie mers la vot. O săptămână bună am avut, Un weekend plăcut vă doresc și de luni să începem în forță ce a mai rămas din acest decembrie. Numai bine, scuze că v-am reținut și azi, să ne vedem cu bine și mâine un pic de pe la 11, cu știți voi ce, un video mai special. V-am salutat, numai bine!